Bună dimineața, sâmbătă dimineața, am ieșit la plimbare și să cumpărăm hrană pentru sâmbătă și duminică. Astăzi avem copilul în vizită cu iubita și trebuie să ne pregătim. Soțul, bună dimineața, mergem și cu Agapi. Am spus bună dimineața. Cui? Ție. Mine? Da. Eu a patra oară. Bună dimineața. Mergem cu Agapi la plimbare, la cumpărături și la frizer să duce soțul. O să merg cu el la cumpărături. Bună dimineața, soțul! Bună, bună! Am fost la cumpărături pentru astăzi. Fac ciorbă ardelenească. O să vă arăt rețeta așa filmată complet. Și șnițele și garnitură, salată orientală. E garnitura noastră preferată la șnițele. Ștefan vine astăzi în vizită, băiatul meu vine astăzi în vizită, așa că o să-l servim cu... o să cumpărăm niște prăjituri gata, făcute. Am cumpărat ciocan de șnițel, adică a nostru în Germania. Smântână pentru dres ciorba. Am... 8, nu știam când expiră. Da, am luat din asta foarte gras, 35%, pentru că nu se taie. Întotdeauna la ciorba, ciorbile de burt, rădăuțeană, ciorba ardelenească, se pune smântână foarte, foarte grasă ca să nu... se taie, da? Am luat cartofi pentru salata orientală, un ardei, pentru că la casă, la Trestiana, avem multe legume cumpărate și nu are rost să mai cumpărăm. S-au opărit bărbatul meu, când am pus murăturile, s-au opărit cu apă și trebuie, am luat chestii. Am luat ceafă, eu fac șnițele din ceafă. Da, este foarte nu-i căroasă, vedeți că are câteva șuvițe, este foarte bun șnițele din ceafă, credeți-mă pe cuvânt. Nu fac chiar din toate și am așa o s-a fumat. Ce bun, ce bine miroasă și ce bine arată, cu cărniță multă, dar nu e important, important e să iasă gustul, da? Ce am luat? O grefă, așa mi-a venit mie ca să pun într-un cocktail, că vreau să beau un cocktail, da? Am luat jumătate de salam, salam fără usturoi. Băieților mei le place, e extraordinar de mult. De câte ori veneam în România sau mi-a trimitea cineva pachet, salam fără usturoi, foarte, foarte bun. Am luat ceapă, măslinii, castraveți murați. Ce am mai luat, frate? Am mai luat cât? Sucuri, chestii din astea. Vin și o să ne mergem să luăm niște prăjituri la o cofetărie de aici, bunuță, de la noi din zonă. Mă schimb, mă duc să mă spăl și ne apucăm de trebușoară. Mă ajut și soțul astăzi. Țic, țic. Gata, hai la treabă și continuăm cu filmarea. Hei, ia uitați-vă ce am... uniforma de gospodină. Da, am pregătit legumele, pentru am pus în oală la fiert carnea. La ciorba asta care se spune ardelenește, ardelenească, ciorba ardelenească. Am pus carne afumată, oase afumate și ștelți de porc, da, proaspăt. Se pune și afumător și proaspăt și se dregi, spun legume, spune tarhon la final. O să vedeți. Acum am pregătit legumele pentru ciorba asta. Un păstârnac, un pătrunjel rădăcină, morcov am ras de ieri de la zacuscă, ceapă și ardei roșu. Mai trebuie să mai punem păstăi și cartofi în el. După ce fierbi carnea, punem legumele, după aia o dregem, punem oțet, punem tarhon și ies o bunătate. E ciorba preferată, ficior meu nu prea mănâncă ciorbe, dar asta este ciorba lui preferată. Și am pus cartofii la foc pentru salata orientală, îl pun pe soț să bată șnițele, să bată și el ceva, că pe mine... Nu m-a bătut deloc, glumesc că nu-i cazul, dar da, o glumă proastă, să bată șnițele, asta este treaba lui. Să mergem în continuare cu trebușoara. Mamica nu se simte așa de bine, vă mai prezentam, dar au spus că eu nu, că nu arăt bine, că nu mă simt bine, Da, și să mergem să facem treaba. Revin. Ce am mai făcut până acum? Am fiert cartofii și ouăle, le-am pus aici, oricum fac și o maioneză pentru această salată orientală. Am bătut șnițele, de fapt soțul le-a bătut, noi așa mărimea asta le facem șnițele și subțirele, da? Asta sunt șnițele, carnea aproape o fiert, acum legumele, le facem mărunt, le tăiem mărunt și le punem în ciorbă și după aia vă arăt și dresul și toate astea. Acum carnea fierbe în bună regulă, da.
Ia să tai zarzavatul, să tai ceapa, tai cu un cuțit din ceramică. Mie mi se pare că tai atât de bine cuțitile astea. Și sunt super încântată de ele. Micuți, eu nu tai cuțit din ăla mare, mare. Un cuțit micuț. Am un set la scute soțul, dar pentru mine e dificil. Peste tot am cuțite mari, dar nu știu, mi se pare că e dificil să tai cuțitul mare. Eu cuțitul mic. E mai ușurel, dacă e bine ascuțit, tai ceapa foarte măruntă. Mie îmi plac legumele tăiate mărunte, nu așa, din topor tăiate. Bine, pentru anumite mâncăruri. Am pus într-o ceșcuță, l-am marinat ceapă. Eu nu pun ceapa așa crudă. O pun într-un pic de sare cu oțet și doar iau ceapa cu un vag gust de oțet și aromă de oțet, dar nici nu mai miroasă ceapă crudă în salată. O pun așa în oțet cu un pic de sare și o las vreo jumătate de oră, aproape de final. O storc și o pun în salata orientală. Nu te arde nici pe gât, nici pe stomac, nici într-un fel, în felul ăsta, când punem... Când punem ceapa, pun aici cam niște apă, pe marginea farfurii și transport ceapa. Eu ceapa vască, s-o tai mărunt, mărunt, mărunt. Ce pregătiți voi, spuneți în comentarii, ce pregătiți voi de obicei în zilele de sâmbătă. Noi, dintotdeauna, de la mama de acasă, întotdeauna făceam două, trei feluri de mâncare. O ciorbiță, o tocăniță, felul 2, sau o fripturică, sau sărmăluțe. Astăzi cu Vioasa Paraschiva. Da, știu, nu se gătește în zi de sărbătoare, dar nu aveam mâncare. Nu aveam mâncare, să-mi ierte Dumnezeu. Pe vremea asta ne duceam la hram la bunica și mâncam găluci, răcituri, fripturi la tavă. Încingea bunica câte un cuptor, două cuptoare. Făcea unul cu cozonaci, cu plăcinte și cu... colaci și un cuptor punea plin cu fripturi, tăvi de fripturi, de gâscă, de cucoș, de curcan, de porc, de toate alea, în general de pasăre, de toamnă, gâști, curcani, dar și de porc. Mai tăia așa în toamnă câte un purceluș. Erau foarte gospodari, aveau de toate alea. Niciodată pe bunica n-am auzit-o spun, nu știu ce să mai fac de mâncare sau nu am, dar munceau. De dimineață, la ora 5, dar nu cred că îi prindea 5 în pat, aveau câte 3 vaci cu lapte și 3 băieți. Și la toți îi dădea pachete aproape săptămânal, trimitea la tren, trimitea cumva bunica. Așa erau pe vremea lui Ceaușescu. Copiii erau la oraș și părinții munceau la țară pentru ei. Bine, bunicul a avut și serviciu, lucra la CFR. Se trezea dimineața, își făcea treburi și după aia se ducea la muncă. Se ducea, dădea apă, dădea mâncare la vaci, la porci. Și bunica de retica îi punea în casă, îi punea pachet. Îi făcea două ouă sau ceva, dacă era în post, ceva, o fasole bătută, icri. Și îi punea pe pâine, îi țineau posturile. Și bunicul pleca și lua... geanta, știți geanta aia cu două mâneri muncitorească? Și pleca la serviciu. Lucrea la CFR, la sera CFR-ului. Ce seră, Doamne, era plină cu flori, cu trandafiri, cu... de acolo plecau trandafirii pentru ronduri din fața gărilor. Trandafiri, cali, ne aducea, și taică-mă a lucrat la CFR, dar el în altă parte, nu la seră, dar ne aducea de la bunicul, îi dădea bunicul buchete de cale, buchete de trandafiri, la lei, absolut orice, erau toate florile pământului, o frumusețe, plecau și spre Iași, spre regionala Iași, plecau buchete pentru birouri. Făcea bunicul niște buchete, de stătea mâța în coadă, ăștia care sunt peisagiști și floraliști, din ziua de azi ar fi trebuit să ia lecții la bunicul și în grădină. Bunicul avea niște, na, dacă era priceput, avea o grădină de trandafiri, de mă simțeam prințesă. Avea niște trandafiri așa de mari și mirosea în grădină. Avea și gura leului, știți, florile alea lungi cu fața așa de leu, care se căscau. Dar nu vă spun câte flori, bujori. Doamne, o minunăție. Da, și în ziua de
cuvioasa Paraschiva, noi mergeam la bunici la hram. Era și balansat. Se întâlneau toți fiii satului și toți copiii, toți nepoții se întâlneau acolo la hora satului și seara la bal. Noi copiii nu prea mergeam la bal, dar părinții da. Acum punem albiturile la foc. Ia să vedem paleta. Punem albiturile în ciorbiță. Ia ca așa. Prima dată, că asta fierb mai greu, ia să pun și morcov. Morcov v-am spus că e mărunțit de la zacuscă mi-a rămas și l-am pus într-un borcan de ieri și am zis că azi știam că îmi trebuie. Tu o tăiat cam mult soțul. Așa. Cam așa pun morcov. Bun. Și mergeam la bunici. Mi-e dor de copilării și de tot ce era frumos pe vremea aia. Dar absolut tot. Lumea nu era așa de invidioasă unii pe alții. Oamenii nu erau invidioși unii pe alții. Erau primitori. Toate porțile la toate casele erau deschise și trecea cineva pe drum și spunea, da, hai vină încoași, vă leu, dar de când nu te-am mai văzut? Mua, mua, se pupau de... Nu se mai putea și... Era o bucurie, da, oamenilor de să întâlne. Acum nu tragem porțile, închidem. Să nu cumva să vină ăla să mănânce și să-mi ia din porții. Vremurile. Vremurile, sărăcia o schimbat, omul nu știu ce o schimbat. Că parcă vrem mai mult, că lumea nu era mai bogată înainte, dar era așa mai bună și mai. Da. Termin de pus ardeiu și după aia vedem ce mai face. Sprăjesc șnițelile. Am terminat salata orientală, s-a așez frumos într-un castron bun. Am pus maioneză, măslini, ceapa marinată, castraveți murați, piper, sare, cartofi, ou fiert, pun și ou fiert, parcă are alt gust cu ou fiert. Și acum urmează să punem cartofii în ciorbă, a trecut mamie, să pun cartofii în ciorbă și păstăile. Lăsăm și pe asta să fiarbă și dregem ciorba. Nu mulți cartofi, din fiecare câte un pic. Un pic de pătrunjel rădăcină, un pic de păstrănat rădăcină, un pic de păstăi, nu punem multe. Un pic de ardei, un pic de morcov. Nu trebuie să fiu gust pregnant. Gustul o să fie de la carne, de la fumătură, de la tarhor și oțetul cu smântâna. Să faci un drăs ca la ciorba de smântână, de burtă, pardon, cu smântână și cu ou. Hai să vedem în continuare cum facem. După ce termin ciorba și o dreg și fac toate astea, mi-am de făcut șnițele și vă pup. Getuța, ne așezăm la masă. Bun, s-o duc să tundă, să aranjez, să bărberească, să arată mai prezentabil. Da, doar astăzi au găsit zi programare la tuns. Și când nu se tunde zi de sărbătoare, te mai tunzi și când ai programare. Hai să vă arăt cum se prezintă ciorba noastră în interior. Da, are oasele astea mai mari pentru că o să le... scot carnea de pe ele și o să le tai mărunt. Orice cărniță o tai cu bulet și o tai mai mărunt după ce e fiartă bine și are gustul ciorbii. Aici avem, cum am spus, morcov, o pornihota, e cu senzor și morcov, păstrânac, pătrunjel, ceapă, ardei, păstăi, cartofi și carne. Miroasă bine de tot. Și am pus și șnițele la foc. Salata e gata, ciorba aproape gata, soțul taie cărnița pentru ciorbă, v-am spus că oasele cu carne le descărnează și punem doar carnea tăiată cu bulețe în ciorbă. Doar oasele afumate, că scoaste mici, le lăsăm în ciorbă. Miroase așa de bine, miami. Acum punem oțetul, punem niște oțet. Așa și facem dresul. Cum fierbe un pic, ia să gustăm o leacă. Aici este dresul nostru. Gălbenușul de ou cu smântână. Le batem două gălbenușe de ou cu smântână și le batem bine și după aia punem un pic de zeamă de la supă, la ciorbă răcită, că nu putem să punem o părită, că să face o smântâneală aici, să prinde, să face scrob din gălbenuș. Hai ca să mă ocup de dres și la urmă vă arăt cum iese. Și am terminat de gătit. Asta avem masa de prânz. Terminăm și curățenia ce am
beștelit în timpul gătirii, că multe. Muncești 2 ore jumate și mănânci 5 minute, cam asta e chestia. Aici avem șnițelele, salata orientală, toată ziua, da, da, da. Aici avem ciorba ardelenească, cu tarhon, ia uitați tarhonul, miroase de înnebunești, înțepenești, smântânica, pânița proaspăt, care ne place nouă din orașul nostru, și cam atât de mâncare. Am gătit și mâncăm. Să avem poftă!